pentru patente de ce cu mișcarele și în afara axei și pivotare din șoldă, deci pe fel și mișcarea din șoldă, să vedem pentru patente aici. Ha, deci aceste două important să ne ridicăm picioarele cât mai sus, cu o parte, mâna întinsă, bălbia în piept. Și nu se întâmplă nimic. Încercăm toate de la corpului, în lătura brațului, mai de jos, după aceea ați dat. Hai, vezi treaba. Și apoi schimbăm cu partener. Hai, nu de la aici. Asta ar fi două, trei găbe. Și apoi schimbăm.
la celălalt lucru, încă o trecere, da. Doar e un trecere pentru a nu fac aceste deprinde, da? În o oră, nu mai se poate așa. Trebuie să-l duce și libreze pe partener. Da? Apoi cheia. Da? Nu ridic aici ca să-l trec. Da? Pentru că se ridică, da? Și... de forme, încercați. Asta e dezechilibrare, da? Uai! Thank you.
Ulteriori territori. Cotega, ieși din Rio Tetori. Thank you.
arde, se poate face ori direct, da? Da? Ori acolo. Da? Aceste mâini, da? Ah!
Story. Ja. Aceasta. Direct sau cu taie sau banchi. Nu are importanță. Cum vă vine mai bine. Da? Sau pe mâna aceea. Ce dacă te filmezi, te rog. Mai... Așa, nu ne cânt, el îl dă peste. Important este să nu trebuie să vă chinuiți partenerul, pentru că zona asta devine foarte sensibilă. Dacă îl omorâți mult la antrenament, da? Devine excesiv de sensibilă. Deci antrenamentul nu se mai desfășoară în condiții normale. Cum îl ating, cum el cedează imediat. Nu din cauza că eu aș face procedeul foarte bine, ci pentru că zona asta a nervului și a radial și a rostului radial au devenit foarte sensibile. Deci,
Meditarea este ca la Udeosaie, ca la Odihinei, da? Important este că latul acesta ține și mâna aceasta face pârghie cu baza degetului arătător, da? Aici, da? Căutându-i punctul acesta, da? La care el va răspunde. Nu este în același loc la fiecare persoană. Unii erau mai sus, alții erau mai jos. Unii lau, alții nu lau. Nu lau dacă faci păcideu prost, da? Dacă faci păcideu bine, toată lumea are acest punct. Da? Și nu este o acțiune aici de mână asupra brațului lui, ci este o acțiune a șoldurilor, da? Ai! Acțiunea aceasta, bazei degetului, este în sus și în jos, da? Uite așa, da? Da? Se apasă, da? Uite, da? Da? Ia, anumit, da? Da? Același lucru, da? Catate riote, da? Același lucru, da? Riotetorii, da? Același lucru, munetorii, da? Șomenuții. Ușor trecut din revist toate. Tot i-a dus partenerul aici, ca la cu de o saie, ca la cu de cunerici. Atacurile la Kaitenage se duc în final la Gyaku Hanmi. Deci se poate face treaba asta intrând. Iai! E partenerul intrins pe plinie. Se poate direct. Ai! Poate cu Taisa Barghi, da? Din partenerul întins tot timpul. Se poate ai camii. Da? Ai! Da? Se poate șomeni. Se poate catate riotetorii. Da! Se poate riotetorii. Se poate ușire riotetorii.
poate mânetori. Aiu! Da, și așa mai departe. Deci, ca să tehnica propriu-zisă are importanță. Da? Adică și gonaghe, riminaghe, tencinaghe, rubioxare, cum pun mâinile și cum mai departe. Și cum aduc un atac, oricare ar fi el, da? La o situație favorabilă aplicării unui procedeu. Asta este partea grea, partea de început. Dacă el a ajuns într-o poziție de aruncat în caiți în aghi, oricine îl aruncă. Da? Dacă a ajuns într-o poziție de amintat în spintiță de șihonaghi, oricine face șihonaghi. Nu e foarte complicat. Complicat este să transform atacul care îmi este necunoscut de cel mai multe ori, da? Într-o situație cu tot și cu totul favorabilă mie. Deci ca asta trebuie să ne axăm munca, în primul rând. Și nu pe tehnica propriu-zisă, pe unde am pus mâna la șifonaghe, la cote vineri, n-are importanță. Dacă această primă parte o stăpânesc, nu e voie să decât un singur procedeu, da? Sau niciunul, da? Îl pot arunca, îl aduc într-o stare dezechilibrată, este la mâna mea, pot să fac ce vreau eu cu el. Se fac un procedeu de aichido, să-i dau un pumn, să-l pun jos, să-l arunc pe fereastră, orice poze. Important este să-l aduc în această situație. N-am făcut chestia asta degeaba, știu foarte bine ce făceam acum. Caite în aghi. El e picioare, nu? E tare și e... Hai să-mi caite în aghi, ce-i fac? Nu mai și pate. E în stare. Hai. Deci, catate tori, deci, catate rio de tori, că am văzut că aici sunt probleme, da? Ia! Dacă aveți în picioare, el mai poate. Da? Da? Trebuie să-l mișc, da? Și să-l mișc. Mi-a dezechilibrat, am aruncat. Rio de tori. Da? Nu-l aștept, da? Dacă lași la cât și revine imediat. Ușirul. Ah! Uite! Da? Da, să n-aibă când, el trebuie să aibă când, când o situație favorabilă, da? Ai, nu! Și când să-și revine, să fie aruncat. Munetori. Ah! Ia, oi! Capa lui. Hai să-i fac, da? Da? Hai, hai, hai! Uai! N-a căzut bine? Nu am absolut nicio vină. Da? Deci, să revine. Gata de prioritori. Da? Prioritori. Ușirul de tot. Munetori. Poziția care e în goală. Da, îți sunt o vâlbore. Să-l arunci? Uite, nu trebuie să-l pute decată. Deci nu-l rupești totul, el strice. De ce? Ce nu-i? Nu-i rupește. Nu-i rupește. Nu-i rupește. Nu-i rupește. Nu-i rupește. Negativă, da? Și o mai nu se spune, încerc ca să facă, da?
să-l omor. Uia! Vedeți, este blocat.
Așa. Încercăm să înțelegem puțin tehnica mișcării, da? Ce de patere atacă. Pot bloca, da? Deci când mai corespund de tot, da? Da, e sigur că îi pot arunca. Îți doresc, da? Da? Deci e important de câte lucruri, da? Bun, deci câte trei, încercăm aceste mișcări de armonizare, da? Hai! Revenim pentru puțină vreme la eliminare, ca să după aceea să trecem la altceva de care este legătură. Deci, șomenuci. Thank you.
acum să revenim la ce ați spus. Fiecare cea bochenul în mână. Drept înainte sau cu piciorul stâng înainte, da? Și mișcările vom face acest exercițiu, da? De atac și apărare permanent, da? Continu, da? Atac când eu, atac când el, da? Deci. Este o mișcare simbolică, ea este reprezintă acest lucru, da? Deci, lovesc și mă apăr. 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 Hai, fiecare. Tehnica de tai sapaki se regăsește și aici. Da? Da? Și voi, hai. Sunt două forme. Da? Exact același lucru, o fac încet. Încă o dată, încet. Ceea ce este important, da? Este să se duce în afară, da? Da?